Marcel Ciolacu face anunțul momentului despre majorarea pensiilor. Oficialul de la guvern promite că pensiile mici vor fi mărite primele. Prezent în platoul unui televiziuni a vorbit despre pensiile românilor, despre când și cum vor fi majorate acestea. Atât noi cât și Comisia Europeană considerăm că sunt inechități foarte mari între pensiile foarte mici și pensiile mari, și se caută un echilibru social. Eu doresc să trec legea pensiilor anul acesta de la 1 ianuarie 2024, ea să fie în vigoare. Avem aceeași viziune cu Comisia privind pensiile generale și vom merge până la sfârșitul anului, astfel încât la anul să avem o nouă legea a pensiilor cu adevărat. Este normal și corect ca pensiile mici să fie primele mărite. Nu putem mări cu același procent pensiile mici și pensiile mari. Minimum de procent va fi reprezentat de inflația din anul respectiv, a declarat premierul Marcel Ciolacu. În luna octombrie vom acorda cea de-a doua tranșă a ajutorului financiar prevăzut de Ordonanța de Urgență 168 pe 2022, pensionarilor cu venituri mici lunare mai mici sau egale cu 3.000 de lei după cum urmează. Veniturile până în 1.500 de lei inclusiv se acordă ajutorul financiar de 500 de lei. Veniturile cuprinse în intervalul 1.501-2.000 de lei inclusiv prin primesc ajutorul financiar de 400 de lei. Veniturile cuprinse în intervalul 2000-3000 de lei inclusiv primesc ajutorul financiar de 300 de lei. De acest ajutor financiar vor beneficia peste 4 milioane de pensionari aflați în plată la momentul acordării. Este mesajul transmis de șeful casei de pensii Daniel Baciu. Relatează dailybusiness.ro